Salut! Astăzi am pregătit pentru tine un filmuleț interesant. Sper să-ți placă și să-ți fie de folos. Dacă ești pentru prima oară pe canalul meu de YouTube, nu uita să te abonezi, apăsând butonul subscribe din partea dreaptă jos a ecranului. Promit că o să ai parte de videouri interesante și pline de informații utile. Pentru mine să te abonezi înseamnă enorm. Îți mulțumesc! Grecia este o țară a contrastelor, a culorilor și a aromelor. Mă refer, bineînțeles, la bogata bucătărie grecească, plină de preparate senzaționale, ce pot ademeni orice gurmand. Grecia se remarcă prin preparate proprii, dar și prin rețete adoptate din bucătăria turcă, de exemplu, sau din alte bucătării îmbunătățite și ridicate la grad de înaltă maestrie culinară. Fiecare zonă din Grecia, fie că este parte din continent sau insulă, se remarcă printr-un preparat specific. Grecul își laudă marfa și spune că nu mănânce altundeva un produs similar, la fel de gustos sau la fel de bine gătit. Mai tot timpul au dreptate. Să vă dau câteva exemple de preparate specifice întâlnite în Grecia, în diverse locuri. Insula Tasos impresionează turiștii an de an prin bucate tradiționale, pește proaspăt, grătare și deserturi minunate. Specific acestei frumoase insule este mierea de pin, uleiul de măsline de calitate superioară și preparatele din carne de miel la grătar, în special în satele de munte. Calamarul este tot timpul o alegere potrivită. Varianta la grătar, mult mai sănătoasă, este preferată de cei care cunosc gustul delicios al acestui preparat. Încercați calamarul la grătar. În Grecia, creveții, garides în traducere, sunt la mare căutare. Indiferent de ora la care serviți masa, creveții pot fi tot timpul alegerea perfectă. O alternativă pentru pâinea obișnuită este să cereți ospătarului să vă prăjească pâinea un pic și să pună ulei de măsline, usturoi și ierburi aromate. În felul acesta veți rămâne surprinși de gustul deosebit al pâinii. Roșiile și ardeii se taie mărunt, se stropesc cu ulei de măsline, se sărează, se presară oregano și alte ierburi aromatice și se dau la cuptor. Se adaugă brânză feta și se bagă din nou la cuptor. Rezultatul? Uimitor! Se numește buiurdi. Sardelele proaspete și rumene sunt stropite din abundență cu lămâie. Fără cuvinte! Culinară. Feluri de mâncare tradiționale încântă în fiecare sezon turiștii străini sosiți pe această insulă mică, dar superbă. Stațiunea Midri este cea mai mare și mai cosmopolită stațiune a insulei Lefkada, loc în care, pe faleză, în zona portuară, există o sumedenie de taverne interesante. Nici o masă fără saganaki. Brânza, seamănă cu un cașcaval, este trasă la tigaie și se stropește cu lămâie, iar aceasta întinde papilele gustative. Un deliciu ce nu trebuie ratat. Porticioșii se treacă rapid peste această poză. Calamar la grătar, garides, caracatițe pe cărbuni, ce îți mai poți dori? Răspuns corect, un pahar de vin. Caracatița fragedă și rumenă este completată de gustul legumelor proaspete, trase la tigaie sau lăsate la sfârâit pe grătar. O minune culinară! O alternativă mult mai sănătoasă a calamarului prăjit este varianta la grătar. Gustul bun, aromat și fraged este completat de garnitura de cartofi și salată grecească, coriatichii.
mai proaspăt recoltate sunt oferite și stropite din abundență cu lămâie. Un gust divin. P.S. Se spune că sunt afrodisiace. Dorada este unul dintre cele mai gustoase specii de pești. Dorada la grătar, cu garnitură de cartofi prăjiți la cuptor natur și un pic de salată grecească sau tzatziki este o adevărată încântare. În Grecia se face cură de pește și fructe de mare. Un platou specific de carne preparată în fel și tip. Brizola, panceta, suzucachia, lucanico, cotopulo, file, bifteche și lista poate continua. Un platou care împacă toate gusturile. Creveți, caracatiță, calamari, file de pui, friptură de porc. Un preparat specific grecesc răcoros, de vară, gătit cu mult spirit grecesc din iaurt gras, castavete ras și tors, usturoi, ulei de măsline, sare, piper, oregano și un pic de carton. La masă îl combin cu orice. Un fel tradițional de mâncare grecească este musacaua. Musacaua grecească diferă total față de cea preparată în România. Ambele sunt bune. Musacaua grecească este prezentată sub forma unei prăjituri sau unei plăcinte, ce are în interior strate succesive de carne tocată și bine cu coapte. Compoziția este decorată cu un strat gros de cremă bechamel, un preparat musai de încercat în incursiunea dumneavoastră în Grecia. Insula Zakynthos poate fi pentru pofticioși o destinație culinară de marcă. Specificul locului include brânza radotirii, ținută câteva luni în ulei de măsline și cu nelis tifaru, tocănița de iepure cu scorțișoară și bucăți de feta. Un meniu grecesc interesant este format din frigărui, pită, cartofi la cuptor și salată. În orice moment al zilei, homarul este o alegere bună pentru pasionați. Alfa, Phyxelas și Mitos sunt trei beri grecesc ce răcoresc turiștii în zilele însorite de vară. Gros și delicios de pește spadă este tot timpul o încântare culinară. Acompaniat de cartofi și legume este meniul perfect pentru o masă de prânz. Hei, ți-a plăcut ce ai văzut până acum? Dacă răspunsul este da, apasă butonul de subscribe din dreapta jos a ecranului și abonează-te la canalul meu de YouTube pentru a fi la curent cu alte filme interesante. Să știi că pentru mine contează enorm. O tavernă tradițională, de familie, cu atmosferă liniștită și mâncare proaspătă în fiecare zi. Reprezintă recomandarea noastră. Întrebați de Nikos. Caracatița la grătar, fragedă și delicioasă, este acompaniată de cartofi la cuptor și legume. Alături, în armonie perfectă, stă salata grecească, horiatiki, cu brânză feta deasupra și mult oregano. Un fel de mâncare ce trebuie neapărat încercat. Gustul sosului de roșii este îmbunătățit cu scorțișoară, iar vita fragedă se topește în gură. Ceapa și orezul completează acest meniu maestral, o mâncare pentru pofticioși. Creveții sunt la mare căutare în Grecia, în special în Grecia insulară. Tot timpul proaspăt și colorat, sunt un festival al aromelor în orice farfurie. Dacă mai vin la pachet cu garnitură de cartofi la cuptor sau prăjiți și un pic de salată, meniul este gata. Latătirii este o brânză specific grecească. Brânza feta este ținută în ulei de măsline între 3 și 6 luni, timp în care preia toate proprietățile benefice din ulei. Latătirii este o brânză semitare cu o consistență de cașcaval și gust înțepător asemănător brânzei de burduf.
La dovirii poate fi păstrată pe masă, fără refrigerare, timp îndelungat, fără a se strica. Calamarul pane este una din felurile de mâncare preferate atât de turiști cât și de greci. Saganaki este brânza prăjită în tigaie, se stropește din plin cu lămâie și se mănâncă pe nere suflate. Este o idee bună de antree dacă sunteți la masă în Grecia. Pâine prăjită pe grătar, unsă cu ulei de măsline, frecată cu usturoi și presărată cu ierturi aromate. Atenție! A se opri la timp din mâncat, provoacă dependență. Vinul roșu la carafă este alegerea perfectă în Grecia. Chifteluțele din dovlecel sunt alegerea potrivită pentru un antreu. Coaste de miel frage, ținut în bait și aruncat să sfârâie pe grătarul încins. Gust, aromă, frăgezime, încântarea papilelor gustative. Mâncarea grecească este cunoscută în lume datorită gustului autentic, al aromelor specifice și al culorilor vii. Ne-am gândit că ar fi interesant să prezentăm câteva feluri de mâncare grecească ce poate fi servită în diferite zone din Riviera Olimpului. Toată bunătatea fructelor de mare combinată cu pastea burinde, o farfurie cât o experiență. Un preparat specific grecesc este papuțachia. Papuțachia se traduce prin pantofior și este o vânătă umplută cu carne tocată și mirodenii, iar deasupra urnată cu sos beșamel și brânză rasă, de preferat kefalotiri sau parmezan. O nebunie de farfurie! La multe taverne, acest tip de platou se numește platou pescăresc. Acesta este compus din pește mic, gabros, care este proaspăt tot timpul în Grecia, alte tipuri de pești și nelipsitele midii, care pot fi prăjite sau fierte. Mai există și platouri cu fructe de mare, care au pe lângă pește și midii, calamari, garides și alte bunătăți. Platourile pescărești sunt tot timpul o alegere bună. Pentru împătimiții fructelor de mare, caracatița la grătar este o delicatesă ce trebuie să fie prezentă pe masă. Caracatița frăgezită prin metodele tradiționale este pusă la uscat să prindă un pic de crustă. Această crustă ajută să nu se lipească de grătar. Tentaculele mai mici sau mai mari se lasă la sfârâit pe grătar până prind o culoare rumenă specifică. Un pic de ulei de măsline, oțet, oregano și un vârf de cuțit de sare și gata! În Grecia, peștele la grătar, indiferent de specie, este tot timpul un deliciu. Majoritatea porțiilor vin însoțite de garnitură. Unde să mănânci un pește bun, dacă nu în Grecia? Tocănița de scoici în sos tomat cu bucățele de brânză feta. Tradițional, această tocăniță se pregătește în vas de lut și se bagă la cuptor. Dacă nu există vas de lut, nu este problemă gustul acestui preparat fiind inconfundabil. Midiile pot fi folosite curățate sau cu tot cu cochilie pentru un gust mai intens. Midii proaspete sunt aruncate în sosul tomat, alături de ardei gras, condimente și bucăți de brânză feta. Amestecul se dă la cuptor. Rezultatul senzațional! Pentru cei care doresc o gustare ușoară, răcoritoare, în Grecia se poate comanda salata de ton. Salată verde, ceapă, ton, condimente și ulei de măsline. Ușor și dietetic! Frigăroi de pui sau porc pe grătar ce pot fi însoțite de cartofi prăjiți, cartofi la grătar, orez sau legume. Tradiționale sunt frigăruile de porc cu cartofi prăjiți. Souvlaki psoriatici sunt frigăruile țărănești care conțin pe bărți straturi succesive de carne și legume. O alegere potrivită pentru orice masă. La noi este cunoscut mai mult sub denumirea de doradă. Tsipura este un pește cu carne dulce, aromată, albă, ce merge foarte bine cu tzatziki. De obicei se servește în combinație cu garnitură de cartofi prăjiți sau cartofi la cuptor.
Gustul este desăvârșit prin adăugarea unui strop de lămâie proaspătă. Miel la cuptor cu garnitură de cartofi. Datorită climatului, al ierbii, dar și al condimentelor folosite în bucătărie, mielul în Grecia are alt gust. Mielul la cuptor este fraged, carnea se topește în gură, iar cartofii la cuptor au un gust deosebit datorită unor condimente precum oregano, cimbru sau tarpon. Un deliciu ce nu trebuie ratat. Mix grill este impropriu spus un preparat grecesc. Este un platou care de obicei conține carne preparată pe grătar, piept de pui, souvlaki, lucanico, bifteki, carne de porc sau miel. De obicei, mix grill-ul vine însoțit de garnitură ce poate fi din cartofi prăjiți, cartofi la cuptor, orez sau legume, în funcție de dorința celui care a comandat. Un amestec delicios de culori, gusturi și arome. Salata grecească trebuie să conțină neapărat câteva elemente specifice. Bucată sau bucăți de brânză feta, măsline, ceapă grecească care este dulce și aromată și amestecul de sare și oregano. Pe lângă aceste lucruri, evident, mai găsim roșii, castraveți, ardei gras, ulei de măsline, un festival al gustului și al culorii. Carga este renumită pentru tradiția culinară care îmbină zona mediteraneană, bazată pe fructe de mare și pește, cu specificul satelor de munte, unde se prepară grătare și carne la cuptor. În Parga recomandăm zona portuară, unde restaurantele se întrec în oferte și meniuri bogate. Tzatziki este sosul tradițional grecesc, făcut din iaurt gras cu castravete, ulei de măsline, usturoi, oregano și alte condimente specifice. Se poate mânca în combinație cu pește, fructe de mare sau carne. Saganaki este o felie de brânză prăjită, specifică bucătăriei grecești, o delicatesă accesibilă și recomandată. Buiurdi este un fel de mâncare bazat pe mai multe tipuri de brânză în combinație cu ierburi aromate, condimente și legume. Poate fi servit în vas de lut, porțelan sau în staniol. Gustul este inconfundabil. Calamarul la grătar reprezintă alegerea perfectă. Este pește mic, prăjit, tot timpul proaspăt și gustos. Rondelele de calamar pane rumenii merg în combinație cu cartofi prăjiți și salată. Acompaniate de un pahar de vin alb, sunt un deliciu. Sardele proaspete și gustoase sunt pregătite pane în ulei încins, vin tot timpul însoțite de garnitură. Paidachia sau coaste de miel la grătar reprezintă pentru cunoscători și pofticioși o încântare a papilelor gustative. Recomandăm să încercați! Un tentacul de caracatiță la grătar sau pe jar este nelipsit din meniu oricărui pasionat de fructe de mare. Nu plecați din Grecia fără să gustați! Dacă ți-a plăcut videoclipul pe care tocmai l-ai urmărit, nu uita să dai subscribe sau pe românește să te abonezi la canalul meu de YouTube apăsând butonul din dreapta jos a ecranului. Dacă dorești, lasă un comentariu mai jos sau ți-aș mulțumi dacă ai distribui acest video să-l vadă și alții. Pentru consultanță în turism, diverse întrebări sau rezervări, vă las în continuare datele mele de contact. Vă mulțumesc!